Iohannis, care are și el probleme cu justiția, că așteaptă să-i spună o instanță din România dacă este sau nu incompatibil, probabil că o să-i spună în timpul campaniei, dar pe el nu-l interesează treaba. Adică, că indiferent ce spune instanța, el merge mai departe, că nu ia nimeni dreptul să candideze la președinția României. Iohannis spune că admiră activitatea lui Băsescu. În ce domenii, doamnelor și domnilor? Că n-a zis de marinar, de, nu știu, de primar general. A zis de garant al statului de drept și reformele în justiție lui Iohannis îi se par foarte bune. În ultimii 10 ani, în foarte multe domenii au fost situații problematice, până foarte problematice, dar aș menționa două domenii unde s-au făcut progrese și sunt notabile, sunt recunoscute și trebuie să mergem mai departe, nu de dragul celui care a inițiat demersul, ci de dragul României. Vorbesc de statul de drept și independența justiției. În aceste două domenii, în ultimii 10 ani, s-au făcut progrese notabile. Dar, dacă ne oprim, atunci lucrurile nu sunt într-o logică bună. Noi trebuie să mergem mai departe. Dacă luăm independența justiției, s-au făcut pași importanți. Trebuie să avem un președinte care garantează continuarea parcursului de consolidare a statului de drept și eu vreau să fiu un astfel de președinte. Deci două domenii extrem de importante pentru noi ca națiune, care au fost bine gestionate și care trebuie duse mai departe. Eu nu știu dacă domnul Iohannis va ajunge președintele României. După o declarație asta politică, îmi vine să mă duc la poarta domnului Iohannis și să strig orice. Este inadmisibil pentru un candidat la președinție să uite că un președinte a spus înainte de un proces foarte mare, a ieșit la televizor și a spus avocatul este prost, judecătorul este foarte bun, să meargă pe calea lui și a doua zi să fie instanța exact după chipul și asemănarea mesajului președintelui României Traian Băsescu. Este inadmisibil să iasă Băsescu, domnule Iohannis, să vă spună dumneavoastră înainte de ziua judecății cum să judece judecătorii. Și coincidență, judecătorii să respecte punctul de vedere al președintelui României Traian Băsescu. Este inadmisibil să nu vedeți lucrurile astea. Amestecul evident al președintelui României Traian Băsescu în chestiunile care țin de justiție, date fiind mesajele pe care le-a transmis în momentele foarte importante. E dezamăgitor. Absolut dezamăgitor. Numai că este dezamăgitor, dar domnul Iohannis, după părerea mea, vede statul de drept numai prin prisma probabil a respectării legilor, ceea ce este absolut ok. Și atunci, sigur, ne întrebăm pe cum domnul președinte respectă legea supremă. Dar statul de drept înseamnă și respectarea drepturilor oricărui cetățean. Să nu-l cași pe cetățean în picioare, ci să-i respecti drepturile lui așa cum îți cere legea. Ori, din păcate, lucrul acesta la noi a fost călcat în picioare. Adică a fost văzut și este în continuare văzut statul de drept numai prin prisma drepturilor de a respecta legea, ceea ce este cât se poate de limpede. Respectul față de lege este absolut ok și cred că nimeni nu poate să contrazică lucrul ăsta. Dar și drepturile omului trebuie respectate. Statul de drept nu este complet dacă nu respecti și drepturile omului.